Fiul lui Nicolae Guță se află sub control judiciar. El este acuzat că a agresat sexual și a lovit o fată de 19 ani într-un club din oraș, după care a fugit, însă a fost prins de polițiști în trafic pe raza județului Gorj. Fiul manelistului a încercat să abordeze o tânără de 19 ani într-un mod golănesc, ciupind-o de fund, iar când fata i-a cerut socoteală pentru gestul necugetat, acesta a tăbărât pe beata tânără, începând să o lovească cu pumnii în coaste și cu o sticlă de bere în cap. Talentul moștenesc de la tatăl meu! Acum el se află sub control judiciar pentru 60 de zile și va fi audiat de procurorii din Petroșani.